1940. Trecutul nu este o arhivă, o magazie, unde scuturând praful, găsești și azi, și mâine, și poimâine, aceleași lucruri, mai uzate, mai șterse, dar în fapt aceleași. Trecutul trăiește, e viu, se schimbă în funcție de ceea ce ni se întâmplă. Ne spune astfel de lucruri Octavian Paler. Domnul general Ion Crânguș și domnul colonel Ion Giurcă ne-au adus în dar, în preajma sărbătorilor pascale, o carte pe care cu toții cred că o vom citi și o vom înțelege așa cum autorii își doresc. Și ca un preambul ne spun, lucrarea pe care o aducem în atenția cititorilor la 70 de ani de la derularea evenimentelor din anul 1940 se dorește o aducere în atenție a unor fapte, întâmplări, acțiuni pe diverse planuri care au necesitat un efort susținut din partea autorităților centrale, a celor din Dobrogea și unele județe limitrofe Dunării. Și pentru că domnul profesor, domnul inginer dr. Mihai Sporiș este unul dintre membrii marcanți ai Societății Culturale Anton Pan, este președintele Cercului de la Râmnic, am să-l rog pe domnia sa să ne poarte prin labirintul istoriei, prin tainele acestei cărți. Preasfinția voastră, bine ați venit în mijlocul nostru. Bine v-am găsit. Emoțiile mi-au dat de furcă, nici nu v-am spus bună seara și bine ați venit în mijlocul nostru.